Nu înțeleg, Damaris este singură la curățenie. În timp ce fetele vorbeau aici în dezor, Damaris a spălat toate vasele, a făcut curățenie pe blatul de la bucătărie, iar apoi s-a apucat și a dat cu mătura, a spălat pe jos toată bucătăria. Singură, fetele au plecat și au lăsat-o să termine ea singură curățenia. De fapt, ea a și început-o, ea a și terminat-o, că nu a ajutat-o nimeni la nimic. Când vorbeau fetele la masă, știu că a întrebat-o Raluca pe Adina dacă a dat cu mătura și cu mopul în bucătărie, iar ea a răspuns că nu. Ok, să înțeleg că Adina este cu Damaris la curățenie și doar Damaris face curățenie, sau nu înțeleg, și dacă Adina nu avea chef să facă, de ce nu a ajutat-o una dintre celelalte fete care era în bucătărie? Mie, sincer, nu mi se pare normal ca Damaris să facă singură toată treaba. Ea era singură în toată bucătăria, a spălat, a măturat, a spălat și toate vasele de pe blat și a șters, le-a așezat în dulapuri. Sincer, nu, chiar nu înțeleg de ce ea trebuie să facă singură toată treaba asta și nu ajută nimeni. Pentru că, sincer, am văzut că în discuție o implică pe Damaris și o pune să-și dea și ea cu părerea, chiar dacă ea nu vrea să spună nimic în momentul acela, dar la treabă nu ajută nimeni, este singură în toată casa. Asta chiar nu pot să o înțeleg.